Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu mântuirea noastră. Dragii mei, în această seară, ca de obicei în casa Domnului, vrem să aducem vești bune. Însă, veștile bune din această seară sunt puse sub un titlu care s-ar putea să nu ne placă foarte mult. Titlul acesta este Față în față cu marea separare. Și vorbim despre separare pentru că la capătul istoriei Dumnezeu va împărți oamenii, indiferent de numele pe care l-au purtat, îi va împărți între mântuiți și nemântuiți. Eu mă rog Domnului ca El, prin Duhul Sfânt, să lucreze în dreptul fiecăruia dintre noi mântuirea. Trăim o vreme foarte interesantă. O perioadă grea și complicată pentru Biserica lui Hristos. N-ați observat dumneavoastră ce a însemnat anul 2024? O campanie mediatică foarte nefavorabilă Bisericii lui Cristos. Aceasta în contextul în care au găsit oameni care umblă pe la Biserica lui Cristos, care merg în locașuri de închinare, dar care nu trăiesc la înălțimea chemării pe care a făcut-o Dumnezeu. Și ne-a fost dat să vedem, fiecăruia dintre noi ne-a fost dat să vedem cum ziarele, internetul, YouTube-ul și toate celelalte vorbesc despre corupția din biserică, despre mari corupți din biserică și așa mai departe. Dragii mei, este adevărat că în Biserica lui Hristos au pătruns oameni care n-au știut că trebuie să poarte mărturia lui Hristos. Însă, vă rog să nu uitați nicio clipă. Biserica lui Hristos rămâne a lui Hristos. Și dincolo de ceea ce văd oamenii, Hristos își are copiii lui. Familia lui pe care o prețuiește? Aveți idee cam câte avioane zbor în fiecare zi pe cerul din lumea aceasta. Mii de avioane. Știți că despre avioanele acelea nu vorbește mai nimeni? Dar dacă e unul care cade, despre acela vorbește toată lumea. De ce vă spun asta, dragii mei? Are Hristos încă oameni pe care îi folosește. Dar se face atâta caz de câte unul care a căzut, de, cât, de câte unul care a dovedit lipsă de integritate și așa mai departe. Presa avidă după senzațional profită de fiecare ocazie pentru a discredita credința în Hristos viața de credință în general. Și cu tristețe vă spun lucrul acesta, mă uitam și eu la anumite știri în care nu le scăpa oamenilor să-l arate pe cutărescu pe care și-au pus ochii, să-l arate că s-a botezat într-o biserică. Am zis, Doamne, oare ce-o fi având ancheta asta cu botezul ăstuia? Trebuie să recunoaștem că sunt mulți dintre aceia care nu înțeleg ce-i pocăința. Și mesajul din această seară, mesaj pe care mi l-a pus Domnul pe inimă, are menirea să ne ajute pe toți să înțelegem că pocăința e un lucru serios. Să înțelegem că Dumnezeu ne vrea ai Lui. Dragii mei, ne cheamă Dumnezeu în repetate rânduri pe paginile Sfintelor Scripturi să ne cercetăm pe noi înșine. Și la asta ne cheamă Domnul în această seară, pentru că aici, în Cartea Sfântă, în Epistola lui Iacov, ni se spune despre Biblie, despre Cuvântul lui Dumnezeu, că este o oglindă, în mod metaforic. O oglindă în care ne uităm și vedem cum suntem noi. Înțelepții, când văd că nu sunt bine, se corectează. Oamenii neînțelepți nici măcar nu se uită în oglindă. Sau dacă se uită, uită îndată cum erau și își văd în continuare de viața lor. Acum, dragii mei, vreau să subliniez același adevăr. Dumnezeu ne aduce în casa lui ca aici să ne cercetăm pe noi înșine și să învățăm să ne judecăm pe noi înșine în mod corect. Știi că pe scaunul acela pe care stai tu în această seară sunt, de fapt, trei persoane? Nu te uita în jur. Pe scaunul tău stau trei persoane. Una, ești tu așa cum te vezi tu pe tine însuți, una, ești tu așa cum te văd oamenii și alta, ești tot tu așa cum te vede Dumnezeu. Și tocmai de aceea este important ca noi să înțelegem că ceea ce contează cu adevărat nu este părerea noastră despre noi înșine, nici părerea lingușitoare a celor din jurul nostru despre noi, ci ceea ce contează cu adevărat este părerea lui Dumnezeu despre noi. Și mă rog Domnului ca în această seară, fiecare dintre noi, să ne uităm și să înțelegem părerea Domnului despre noi. De regulă, noi toți suntem foarte indulgeți cu noi înșine. Oamenii sunt indulgenți cu ei înșiși. Eram copil și am crescut într-o biserică la sat și prima dată când am auzit interpretarea fericirilor, o interpreta un om în vârstă, fericirea care zice ferice de cei săraci în duh. Și o explica bietul om bătrân și uituc în felul acesta. Deci, cred că să fii sărac în duh înseamnă când tot citești în Scriptură să te îmbogățești, dar uiți, tot uiți ce ai citit. Și credea el că asta e sărăcia în duh. Știți ce însemna asta? Era foarte indulgent cu sine însuși. Dragii mei, din nefericire, noi oamenii suntem foarte indulgenți cu noi. Și aș vrea ca în seara aceasta să ne ajute Duhul Sfânt să ne judecăm cu obiectivitate. Uh, dragii mei, despre împărăția lui Dumnezeu, dacă am face un sondaj de opinie, au făcut cei de peste ocean și am rămas uimit să văd un procent covârșitor, cred că ei vor fi mântuiți la capăt. Românii n-au făcut sondajul acesta, dar dacă l-am face noi în România, știți că mai toți oamenii au părerea că ei vor ajunge să moștenească mântuirea și fericirea veșnică cu Dumnezeu? Și oamenii își argumentează în toate felurile. Dumnezeu e bun, Dumnezeu vede că și eu sunt cum se cade și fiecare e cu părerea Lui. Însă, dragii mei, aș vrea astăzi să mă îngăduiți să vă amintesc fiecăruia dintre dumneavoastră că ceea ce crede de Dumnezeu despre noi e ceea ce contează cu adevărat. Uitați-vă în cartea aceasta sfântă. Dacă astăzi s-a citit această pildă a năvodului, care se încheia cu aceste cuvinte, la sfârșitul veacului îngerii îi vor scoate pe cei răi și îi vor arunca în foc, uitați-vă! Dacă această pildă vorbește despre o mare separare la sfârșitul istoriei, despre ce credeți că vorbește pilda celor zece fecioare? Nu tot despre o separare. Toate cele zece fecioare credeau că vor intra în odaia nunții cu mirele. Câte au intrat? Cinci. Celelalte au rămas afară. Există o mare separare la sfârșitul istoriei. Există de asemenea o pildă a neghinei pe paginile Scripturii, în care ni se spune că neghina și grâul au crescut în același lan, pe același ogor, în aceeași țarină. Și a zis stăpânul ogorului, lasă până la urmă, nu smulgeți neghina, ca nu cumva să faceți rău și grâului. Lasă până la urmă, la urmă, însă, negina a fost mult să-și aruncată în foc. Iar grâul s-a dus unde este locul, în hambar. Aduceți-vă aminte că Domnul vorbește despre o judecată finală în care spune că el îi va despărți pe oameni cum desparte păstorul oile de capre. Mulțimea mare de oameni, aceeași turmă dar despărțită în oi și capre, există o mare separare la capătul istoriei. Și mă rog, Domnului, ca noi cei ce suntem în casa lui Dumnezeu să înțelegem astăzi acest adevăr și să zicem, Doamne, ajută-ne să fim între mântuiții Tăi. Sunt câteva adevăruri esențiale pe care trebuie să le învățăm din pilda aceasta. Toți cei care au fost prinși cu nevodul, toți au fost în același mediu. Și peștii buni și pești răi. Toți au fost în mare. Știți ce vreau să spun? Primul adevăr. Toți oamenii de pe pământul acesta trăiesc în același mediu Infectat de păcat, aici pe pământ. Toți oamenii trăiesc în mediul păcatului. Încă un adevăr. Niciun pește nu se scoate singur afară din mare, ci e nevoie de o intervenție din exterior. Și vreau să spun astăzi, nimeni nu se poate smulge din păcat prin puterile lui proprii ci ca să poată cineva să fie smuls de păcă, de, din păcat, are nevoie de mâna cea tare a lui Dumnezeu și de lucrarea lui Dumnezeu. În al treilea rând, un alt adevăr, Evanghelia este singurul nevot care poate să scoată pe cineva din păcat. Nimeni nu poate să iasă din păcat altfel decât prin Evanghelie. Năvodul. Ați văzut dumneavoastră cum arată un năvod? Aveți idee? Este o plasă. Poate să fie de diferite forme. O plasă mare care se aruncă în apă și tot ce prinde în raza lui, năvodul apucă. Tot ce prinde acolo, apoi se închide și tot ce a prins înăuntru rămâne acolo. Știți ce se întâmplă? Tot ce e în năvod. Este adus în corabie și este golit în corabie. Și de-abia când corabia ajunge la mal, acolo se face separarea. În corabie se întâmplă să fie și pești buni și pești răi. Vă spun aceasta ca să înțelegeți de ce se întâmplă că are presa ce să scrie. Năvodul apucă tot ce e în raza lui de acțiune. Pescarii sunt cei ce aruncă năvodul și adună. Dar la capăt îngerii fac separarea. Predicatorii pescuiesc, dar îngerii selectează. În biserică, adesea, ne e dat să vedem și ceea ce e bun, și ceea ce e mai puțin bun. Sigur că e datoria pescarilor să caute să păstreze mediul cât se poate de bun acolo în corabie. Însă, dragii mei, vreau să vă spun ceva. Noi, ca oameni, ne putem ascunde, ne putem da drept alții, însă la capăt, la porunca lui Dumnezeu, îngerii, vor face marea separare. A fost odată cineva care a avut un vis interesant. A visat că l-a luat un înger al Domnului și l-a dus la porțile iadului și a arătat, aici este iadul și auzea de acolo din iad țipete și Expresia ale chinului și ale necazului. Și stând acolo la porțile iadului, omul cu emoții în glas a întrebat pe îngerul acela, spune te rog, sunt aici catolici? Și îngerul i-a spus, da, sunt, da, ortodox sunt și ortodox sunt, da, penticostali sunt, sunt și penticostali aici, da, baptiști sunt și baptiști sunt. Omul îngrozit de ceea ce a, aud, a auzit, a fost luat și apoi dus la porțile raiului. Când a ajuns la porțile raiului, de departe se simțea o atmosferă bună și a întrebat omul acela pe înger, spune-mi, aici sunt catolici? Și s-a spus, nu, aici nu sunt catolici, dar ortodoxi sunt, nici ortodoxi. Da, spunem pentecostal sunt, nici pentecostal nu sunt. Da baptiști, nici baptiști nu sunt. A stat omul uimit și a zis, bine, dar atunci cine e acolo? Acolo sunt doar copiii lui Dumnezeu. De ce v-am spus asta? Ca să nu ne înșelăm cumva, crezând că noi am ajuns în corabie, noi suntem într-o biserică. De denominație cu tare sau de denominație cu tare? Să nu ne înșelăm. Nu asta ne mântuie pe noi. Singurul care ne poate mântui este Isus Hristos Domnul. Și aș vrea să înțelegeți bine împreună cu mine în seara aceasta. Că singura noastră șansă a fiecăruia dintre noi, a celui ce predică și a celui ce ascultă, a celui ce stă în holul bisericii sau a celui ce stă pe primul rând, singura noastră șansă a fiecăruia este Isus Hristos, Domnul. Căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți decât acest nume, Isus Hristos. Nu ne dă mântuirea denominația din care facem parte, nici numele pe care îl purtăm, ci mântuirea ne-o Hristos. Dar spuneam așa, că pot să fie mulți oameni care vin în casa lui Dumnezeu și ajung să trăiască cu speranțe false. Zicând așa: "O eu dacă mă duc la biserică, dacă mă mai și rog în biserică, dacă mai și cânt câte o cântare în biserică, mântuirea mea e rezolvată. Dragii mei, eu nu vreau să vă dezamăgesc pe niciunul dintre dumneavoastră, dar vreau în această seară să vă chem pe fiecare dintre dumneavoastră la o relație personală cu Hristos. E singura noastră șansă de mântuire. Uitați-vă, Năvodul, Evanghelia! Scoate tot ce întâlnește în calea lui. Scoate și aduce în corabie. Și să știți că există mii și mii de viețuitoare marine. În apă veți rămâne uimiți dacă vă uitați vreodată într-un agvariu gigantic, dacă ați avut ocazia să vedeți, rămâneți uimiți să vedeți ce este în mare de subtul mării. Să vedeți viața subacvatică. Este absolut uimitoare. Ei bine, navodul intră în apă. Și apucă tot ceea ce cuprinde el. Scoate pești, dar scoate și broște. Scoate pești, dar scoate și șerpi. Scoate pești, dar scoate și buruieni, alge. Scoate pești, dar scoate și pești trăpitori. Scoate pești, dar scoate și braci sau crustacee. Scoate pești, dar scoate și pietre și gunoie, Și pe toate le trage în corabie. De aceea se întâmplă ca în biserică să găsim creștini care ca și broștele nu fac altceva decât oac-oac oac, oac în stânga și în dreapta, oac, oac despre predicator, oac, oac despre cântăreț, oac, oac despre asta și cealaltă. Dar sunt și ei acolo. Găsești pe alții ca și șerpi, Se strecoară pe, cu viclenie în și încolo, cu viclenie îți vorbește, cu viclenie îți dă mâna. Dar el nu este schimbat. Sunt alții ca buruienile, ca acelea, nu mai încurcă pe ceilalți. Încurcă să nu se poată circula, să nu se poată face mișcarea așa cum trebuie. Vai, sunt pești răpitori care pun ochii pe cei mai mici și caută să-i apuce, să-i înhațe și să-i ducă la pierzare. Și din ăștia ajung să fie prinși în năvodă. Sunt raci. Ce știm despre rac? Că dă înapoi, nu? Sunt din aceia care dau doar înapoi. Sunt crustacee din alea care ți greu și să pui mâna că te înțeapă. Sunt pietre și sunt gunoaie în năvod. Dar slăvit să fie Domnul că sunt pești sunt pești care sunt folositori. De ce vă spun astea, dragii mei? Pentru că vreau să vă chem să ne cercetăm, să nu trăim cu speranțe false. Cineva scrie așa, pământul ne primește pe toți, dar cerul alege, cerul selectează. Există o mare diversitate de vietăți și lucruri prinse în văd. dar în împărăție, nu rămân decât peștii buni. De aceea vorbim despre marea separare. Venim aici, în casa lui Dumnezeu, tot felul de oameni. Și vreau să vă spun că faceți bine că sunteți aici. Pentru că aici, Hristos, poate schimba vieții. Știți că acest cuvânt al Domnului, și veniți mâine seara la tineret să auziți despre ce poate să facă cuvântul lui Dumnezeu? Știți dumneavoastră că acest cuvânt al lui Dumnezeu schimbă vieți? Venim tot felul de oameni în casa lui Dumnezeu, dar la urmă se trage linia. Nu observați dumneavoastră că sunt mai multe pilde ale împărăției care vorbesc despre marea separare? Tocmai de aceea folosesc prilejul adunării din această seară să vă chem și să zic, frați, surori, prieteni dragi, faceți tot ce vă stă în putință ca la capăt să puteți fi selectați pentru împărăție. Vă spun lucrul acesta cu multă preocupare. Că mi se pare că trăim vremuri în care nu ne pasă de noi înșine și de viitorul nostru. Viața se duce așa de repede. Ca mâine, putem să stăm înaintea celuia care are dreptul să facă separarea. Și de aceea vă chem să înțelegem fiecare dintre noi, să nu ne hrănim cu speranțe false, zicând, a, vom fi mântuiți pentru că Domnul e bun, da. Domnul e bun, dar ca să fii mântuit, ai ceva de făcut. Trebuie să-L lași pe Hristos să pună chipul Lui în tine. Nu poți oricum să fii mântuit. Să nu ne mințim pe noi înșine. Vrei să aștepți ziua cea mare ca să vezi ce vei face atunci și cum vei fi la marea separare? Eu te-aș sfătui să n-aștepți ziua cea mare. Ci într-o seară ca și aceasta, să stai înaintea lui Dumnezeu și să zici, Doamne, schimbăm inima, schimbăm viața și ajută-mă, Doamne, ca la marea separare să pot fi primit în Sfânta Ta împărăție. Să nu trăim cu speranțe false. În același timp vă chem să nu trăim aici fără schimbare. Să nu ne mulțumim să rămânem așa cum suntem. Hristos Domnul a venit aici pe pământ ca să ne deschidă calea spre o devenire nouă. Noi putem să devenim altceva. Să nu te mulțumești cu faptul că tu ești în biserică. Tu trebuie să fii un om schimbat în biserică. Nu te mulțumi că tu ai venit de nu știu câți ani la biserică. Întreabă-te, sunt eu un om schimbat? Pentru că nu toți cei ce zic creștini sunt creștini cu adevărat. Vă rog să nu uitați asta. Știți dumneavoastră că există oameni care poartă numele Croitoru și care habar nu au să croiască o haină. Tot așa sunt oameni care poartă numele de creștin, dar nu au nici înclin, nici în mânecă cu asta. Vă chem, dragii mei, să înțelegem că nu e destul să fim numărați în rândul creștinilor. S-a făcut recenzământul în România și un procent covârșitor de români, 95-96% au zis că sunt creștini. Uitați-vă, 85,3% s-au declarat a fi creștini ortodoxi. 4,5% s-au declarat când au fost întrebați ce religia au, că sunt creștini romano-catolici. 3% s-au declarat a fi creștini reformați. 2,5% s-au declarat a fi creștini pentecostali. Și apoi mergem mai departe cu celelalte aproximativ 5% care au rămas. Spun încă o dată că mergi la biserică nu te face creștin. Ascultă-mă bine. S-a tot vorbit de asta că dacă cineva e în garaj nu e neapărat mașină, dacă cineva e în biserică nu e neapărat creștin. Să nu uităm asta. Creștinul E omul care trăiește în fiecare zi cu Hristos. Și te întreb, ești unul dintre aceia? Care-ți trăiești fiecare zi cu Hristos? Adică și luni, nu numai duminică. Și marți, nu numai duminică. Și miercuri, nu numai duminică. Și joi, și vineri, și sâmbătă. Și ziua, și noaptea. Vă rog să vă aduceți aminte că între ucenicii Domnului, a fost unul care purta numele de ucenic. A purtat și el numele de apostol. Dar nu era un om schimbat de Hristos. Numele lui era Iuda, sigur. Iuda Iscarioteanu a ascultat predici mereu, mereu. A văzut minuni făcute de Domnul mereu, mereu. A făcut el însuși lucrarea lui Dumnezeu, să nu uitați dar nu a lăsat ca viața lui să fie schimbată de Domnul. Vă spun iarăși, creștinul este omul în care ia chip Hristos. Năvodul îi scoate pe mulți, dar numai cei ce poartă chipul lui Hristos vor rămâne ceilalți la sfârșit vor fi aruncați în foc, zicea pilda noastră. Creștinul adevărat, ascultați-mă bine, este omul prin mintea căruia gândește Hristos. Ăsta este un creștin. Este omul prin gura căruia vorbește Hristos. Este omul prin mâinile căruia lucrează Hristos. Creștinul este omul prin mintea și prin inima căruia se simte Hristos întreabă în această seară, sunt eu un om schimbat? Și vreau să-ți spun din nou, singurul care te poate schimba este Isus Hristos Domnul. Și vă spun că El este aici. Avem ocazia să stăm față în față cu El, să-i cerem schimbarea pe care numai El poate să o facă ca să putem fi schimbați și să rămânem schimbați de El, să nu trăim aici fără Hristos. Vreau să vă pun mereu înainte lucrul acesta. Hristos e singurul care transformă oameni. Singurul care îi poate schimba. Vă rog să vă gândiți la femeia samariteană. A fost căutată de Hristos a fost ajutată de Hristos, a fost schimbată de Hristos. Gândiți-vă la Zacheu, a fost căutat de Hristos, a fost ajutat de Hristos, a fost învățat de Hristos și a fost schimbat de Hristos. Dragii mei, oricine se uita din exterior la Iuda, n-ar fi putut să vadă diferență între el și ceilalți apostoli. Nu, oh, era ca și ei. De aceea spun că e important să ne facem o cercetare personală, să ne întrebăm, locuiește păcatul în noi? Dacă locuiește păcatul în noi, mă tem să nu avem parte de dureroasa separare la sfârșitul istoriei. Hristos nu locuiește acolo unde locuiește păcatul. Hristos nu poate să stea împreună cu păcatul în viața acelui om. Tocmai de aceea e important ca noi să ne despărțim de păcat aici, ca să nu ne despartă Hristos de cei ce sunt ai Lui la capăt. Există viață veșnică pe care a pregătit-o Hristos pentru noi oamenii. Și spune în 1 Ioan, capitolul 5, cu versetul 11, 12, 13, uitați-vă ce este viața veșnică, și zice așa, și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Dragii mei, înainte de intrarea în veșnicie, există o separare dramatică. Adică, dacă ați fost atenți la citirea cuvântului, unii se vor duce acolo unde-i plânsul, unde-i focul, unde-i chinul veșnic, în timp ce alții se vor duce în fericire în Sfânta Împărăția Lui Dumnezeu. Și vreau astăzi să -ți spun că dacă nu-L chem pe Domnul să te schimbe, ai toate motivele să te temi de marea separare. De aceea te chem cu dragoste astăzi și zic, profită de faptul că între noi este prezent Hristos. Stai înaintea Domnului în rugăciune și zic, Doamne, ai milă și de mine. Acum este perioadă de invitare. Mâine s-ar putea să fie perioadă de separare. Tocmai de aceea cred că este important să înțelegem, când vorbim de invitare, toți sunt chemați. Domnul vrea ca toți să vină la pocăință și niciunul să nu piară. Și ascultați-mă bine, este loc în raiul lui Dumnezeu pentru toți. Dar trebuie ca toți să înțeleagă că nu pot să intre în rai decât atunci când îl cheamă pe Hristos în viața lor, ca să le schimbe viața și să-i facă potriviți pentru împărăție. Pentru toți este loc, pentru mici și pentru mari, pentru bogați și pentru săraci, el asigură schimbare tuturor celor ce vin la El. Nu vrei să profiți de această ofertă a Lui Hristos? Pentru că vine ziua separării. Va fi separarea finală, cea de la capătul istoriei. Și va fi o separare justificată. Uitați-vă la pilda bogatului acelui anemilostiv. Nu și-a pus întrebări de ce este el în iad. Nu și-a pus întrebări. N-a avut, aș pune întrebări, Doamne, nu e drept că eu sunt aici, nu e drept că Lazar e dincolo. Nimeni nu-și mai pune întrebări acolo. Este o separare justificată, dar va fi o separare fatală. După separarea aceea, nu se mai poate face nimic. De aceea vreau astăzi să vă spun, mântuirea e un lucru urgent, Năvodul nu discriminează, îi adună pe toți. Asta face Evanghelia. Se duce spre toți oamenii și îi cheamă. Dar la capăt îngerii vor face marea separare. Chiar dacă v-am mai spus altă dată, se întâmpla în vremuri comuniste, Știți că mulți veneau pe aici prin banat ca să treacă, să fugă din România, să se ducă în Iugoslavia și din Iugoslavia alegeau după aceea o destinație occidentală, căutau să ajungă în țările din Occident. Dar după ce treceau în Iugoslavia, îi puneau în lagăr și până când le făceau dosarele și până când găseau pe cineva care să-i invite, să-i cheme. Trebuiau să stea unii dintre ei luni de zile în lagăr. Foarte mulți dintre cei ce treceau granița trebuiau să justifice de ce nu stau ei în România. Și foarte mulți ziceau așa, pentru că în România este persecuție religioasă și ziceau ei, noi suntem creștini. Și fiind creștini, suferim persecuție în România. Creștin aici, creștini dincolo, creștini dincolo, persecutat aici, persecutat dincolo, persecutat dincolo era plin lagărul de ei. Și la un moment dat, un cap deștept a celor ce erau acolo în lagăr a zis, facem un lucru. A venit o zi de duminică, s-a dus, i-a chemat pe toți cei ce erau în lagăr și le-a zis așa, duminică e zi la alegerea voastră. Aveți ocazia să vă duceți fie la biserică, cei ce vreți să mergeți la biserică, fie la meci, la stadion. Avem două autobuze aici în fața clădirii. Avem două autobuze. Primul se duce la biserică cu cei ce vreți să mergeți la biserică, în al doilea cu cei ce vreți să mergeți la meci. Și s-au dus și exact ca în Scriptură, pe calea cea largă, mulți. Și s-au dus la al doilea autobuz, mulți, să fie acolo, să se recreeze la meci. Și s-au dus câțiva în primul autobuz care mergea la biserică și, într-adevăr, după ce s-au închis ușile autobuzului, primul s-a dus la o biserică cu ei. Dar al doilea s-a dus spre Vama Stamora Moravița și i-au dat în primire la grănicerii care erau aici și au ajuns înapoi în același necaz din care fugiseră. De ce v-am spus asta, dragii mei? Câteodată noi credem că ne jucăm cu veșnicia noastră. Însă veșnicia nu-i lucru de apucat. Nu putem să ne jucăm. Vă rog să înțelegeți, iau Scriptura ca mărturie și vă spun, noi vom sta față în față cu marea separare. Dureroasă va fi separarea aceea. Mă duc aminte de versurile unui cântări de demult care zicea, da, ziua acea mare groaznică va fi, o zi groznică în care părinți se vor despărți de copiii lor și copiii de părinții lor. Nu ne place mesajul acesta. Frați, cunoscuți ca frați și surori în biserică, s-ar putea acolo la marea separare să se despartă unii de alții, pentru că unii au fost doar creștini nominali, în timp ce alții au vrut să fie creștini adevărați. Vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, care are să judece vii și morții, nu vă jucați cu veșnicia voastră. Vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, luați în considerare în această zi faptul că Dumnezeu care ne vrea binele, ne pregătește și ne-a lăsat în Scriptură acest cuvânt care ne vorbește despre această mare separare ca să putem înțelege fiecare dintre noi dintr-un capăt în altul al bisericii să înțelegem fiecare dintre noi că singurul care ne garantează mântuirea este Isus Hristos. Dacă ne apropiem de El, dacă întindem mână de împăcare spre El, dacă zicem, Doamne, mântuiește și sufletul meu, e singura noastră șansă. De vom crede că noi suntem cineva sau ceva și pentru că suntem cineva sau ceva, Trebuie neapărat să fim de partea cea bună în Sfânta Împărăția Lui Dumnezeu. Ne înșelăm amarnic, nu se dă pe merite omenești în se dă pe meritul lui Isus Hristos. De aceea vă rog fierbinte, pe toți cei ce sunteți în biserică, nu vă încredeți în faptul că ați fost în biserică sau că ați fost botezați nu știu când, cercetați-vă și vedeți dacă trăiește Hristos în voi. E singura noastră șansă. Dacă trăiește Hristos în noi. Dacă prin mintea noastră gândește Hristos, dacă prin inima noastră simte Hristos, dacă prin gura noastră vorbește Hristos și cuvintele Lui sunt rostite de noi, dacă mâinile noastre fac lucrarea lui Hristos, atunci Hristos a făcut schimbarea în viața noastră. Dacă nu, temeți-vă de marea separare. Temeți-vă. Sunt sigur că nu vă place un astfel de mesaj. Nici mie nu-mi place. Dar dacă nu-l predic, mă va întreba Dumnezeu într-o zi de ce n-am rostit adevărul întreg. Și vreau încă o dată să vă spun: temeți-vă de marea separare care stă în fața fiecăruia dintre noi, în, în imediata noastră apropiere. Spun asta în imediata noastră apropiere. De ce? Pentru că viața noastră nu e sigură. Niciunul dintre noi nu putem garanta că vom trăi până mâine s-ar putea să ne stingem mai repede decât credem. Însă ferice de oamenii care aici pe pământ întind mână de împăcare lui Hristos și tu poți să faci asta în această seară. Haideți să ne ridicăm cu toții. Vrem să-L chemăm pe Hristos să ne schimbe inima și viața. Vrem să-L chemăm pe El să lucreze în viața noastră schimbarea de care avem nevoie. N-am vrea să fim între cei lepădați la sfârșitul istoriei, ci am vrea să fim dintre cei ce rămânem cu Hristos. Veniți să avem un moment de închinare prin cântare, iar după aceea vom avea un moment de închinare prin rugăciune. Veniți să avem inimile deschise pentru Hristos și mintea noastră îndreptată către Hristos și în rugăciunea noastră să zicem, Doamne Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuiește mă și pe mine, mântuiește mi-inima și viața, mântuiește în ființa Doamne, să îl chemăm pe Domnul Singurul care poate să lucreze cu adevărat mântuire în noi.